Începând cu data de 15 octombrie 2019, persoanele interesate pot prelua cererile tip și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței pe perioada sezonului rece, noiembrie 2019-martie 2020, de la sediul Direcției de Asistență Socială sau le pot descărca de pe site. Familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, ori combustibil petrolier. Vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net pe membru de familie este de cel mult 750 de lei. În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale. Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinței încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condițiile legii. Pentru verificarea veridicității datelor înscrise în cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, primarii au obligația de a efectua lunar la solicitarea agențiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicității datelor înscrise în cererile beneficiarilor dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței. Anchetele sociale pot fi efectuate și la sesizarea unor terți. În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situațiile în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat. Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinței încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condițiile legii. Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiar constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 la 1000 de lei. Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni sau combustibil petrolieri se face direct titularului și se efectuează o singură dată la începutul sezonului rece. Pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și energie electrică, ajutoarele se acordă în funcție de consumul lunar înregistrat în perioada sezonului rece, fără a depăși valoarea maximă stabilită de lege pentru fiecare tip de încălzire, iar sumele de bani se virează direct furnizorilor de utilități.